Asculți acum podcastul Flux. Acest segment este un extras din sesiunea Q&A din cadrul evenimentului Flux, care l-a avut ca invitat pe părintele Francisc Doboș. Este celibatul, după părerea ta, un dar sau mai degrabă o alegere? Dacă este un dar, cum știi că este un dar sau o chemare? Și poate într-un să ne povestești un pic și istoria ta, cum ai ales tu calea preoției și implicit și calea celibatului. Dacă îi întreb pe mulți căsătoriți, spun, este un dar. Glumesc. Cineva a zis nu. Glumesc. Este... Înainte să fie alegerea mea, este darul lui Dumnezeu sau este alegerea lui Dumnezeu? Adică pentru că de foarte multe ori, de cele mai multe ori, întrebarea, a, dar voi nu aveți voie să vă căsătoriți? Nu? Nu asta este de cele mai multe ori? Nu aveți voie? Bă, da, am voie. Adică am voie, dacă voiam o făceam, dar asta înainte. Adică dacă doream, luam celălalt drum. Foarte bine. Dar pentru în Biserica Catolică Latină, drumul preoției este tocmai acesta. Aminteam și când am fost, dacă îți aduce minte, la Arad, de darul lui Dumnezeu, pentru că nu este un motiv doar practic. Ca de foarte multe ori se justifică așa, că e preoția, ca omul să, preotul catolic, să fie liber ca să se dedice comunității. Slăbuț argumentul să fie doar ăsta, că sunt foarte mulți preoți care se dedică comunității și care sunt căsătoriți, așa cum sunt și pastorii. Sau ca și cum problemele relaționale ar fi, adică a, că nu ești căsătorit, atunci sunt probleme, atunci când se ivesc, fie că e vorba de toate aberațiile și de toate mizeriile, de abuzuri sexuale, care nu sunt doar aici. A, asta este în evidență pentru că ai așteptări enorme de la cler și care devin scandal imens. Dar gândindu-ne la abuzuri, tocmai la persoane care sunt căsătorite, care au familie, care alte mizerii enorme, de care cu siguranță știm, de care mass media nu vorbește. La oameni care sunt căsătorite, problema deci nu e acolo. Pentru că ieșind din sfera aceasta doar a problemelor, Dumnezeu l-a creat pe om, bărbat și femeie. Și se încheie Scriptura, ceea ce pentru mine devine elementul fundamental cu nota, cu nunta mielului. Noi suntem chemați la nuntă. Eu nu trăiesc celibatul doar ca acea singurătate. Ci tocmai în dimensiunea nunții. Nunta mielului. Pentru că cerul nu este grădinița copiilor lui Dumnezeu, ți-aduce aminte, spun asta frecvent. Cerul nu este o grădiniță, grupa mică, grupa mare, dar toți suntem fii ai lui Dumnezeu. Dar fiii, când cresc, își au viața în mâini, fac alegeri de viață. Casa Torus, căsătoria. Și atunci când, pentru în zona vieții consacrate a celor care intră, se călugăresc, sau atunci cei care în preoție nu se căsătoresc, cum e în Biserica Greco-Catolică, în Biserica Ortodoxă sau pentru pastori, nu, adică în bisericile evanghelice, neoprotestante, devine această profeție sau căutare tocmai a nunții, nu a lipsei ei. Nunta mielului. Eu care devin și tânjesc și o trăiesc. Pentru că nu trăiesc pe acest pământ doar ca un om lipsit, ci ca un om plin. Și asta nu înseamnă că tocmai mă bucur, pentru mine devine atât, adică mă uit cât de mult mă ajută familiile.
în preoția mea, familii sănătoase, familii pline de iubire, fie că e vorba de familia mea de sânge, de frații mei, de nepoții care cresc. Și îmi dau seama cât de mult, indirect, invers, tocmai preoția și trăirea mea, așa, în celibat, îi ajută enorm de mult pe ei. Și nu fac altceva decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Uite, fiindcă ai menționat acest aspect al familiei, este aici o întrebare care sună pe următor. Cum gestionezi singurătatea care survine din trădarea unui apropiat? Și cred că aici există o greutate, pentru că e mai mult decât a pierde pe cineva pentru că moare. Când cineva te trădează, că e soțul, că e soția, că e partenerul, că nu știu, sunt oamenii din cercul apropiat, cum gestionezi atunci sentimentul de sentimentul de părăsit care se transformă în sentiment de singurătate? Se termină o lume atunci pentru cel care simte lucrul acesta. Se termină, se rupe, devine ca un abis. Atunci, de aceea eu am insistat și atunci când am spus, atunci când îl tratezi pe cel de lângă tine, pe jumătatea ta, pe inima ta, pe soțul, pe soția ta, pe iubitul, pe iubita ta, ca ceea ce este, nu ca Dumnezeu. Și aici mă gândesc la ce ar fi trebuit să facă, da, să facă Dumnezeu, să cu trădările. Nu mă refer doar la cele afective, relaționale, mă refer la stil de Iuda, de... E destul pedeapsa, este suficientă pedeapsa, sau într-un fel toată remușcarea respectivului. Dar aici, în fața, adică și pentru mine e Iuda și e Petru. Mare laș și mare trădător și el. Dar atunci când de fapt... Când se transformă din, așa cum spuneam, din singurătatea negativă, aia care te macină, e la fel și aici, în momentul trădării. Când experimentezi iarăși acea singurătate, zici, dar lângă cine am stat? Și ce s-a întâmplat între timp de s-a ajuns aici? Ce s-a întâmplat între timp de celălalt a avut nevoie de așa ceva? Și cum fac? Să nu iau calea lui Iuda, ci lacrimile lui Petru. De fapt aici, de a ne mă întoarce la viață. Și să nu hrănesc orgoliul acela care mă duce în infern, orgoliul celui rănit, care nu mai e capabil să ierte. Este, da, după ce că ai fost rănit, dublezi răul. Exact ca în poezia aceasta. Nu dubla răul. Încercând să scapi. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Acest podcast este o producție a Bisericii Via din Cluj-Napoca. Să ne reauzim cu bine!